Am avut o discuție foarte aplecată pe problemele noastre, pe realizările noastre. I-am prezentat tuturor celor care au participat la această discuție poziția locului Universității Tehnice în rândul universităților din România, preocupările noastre legate de educație, de cercetare și, evident, în ultimul rând, de dezvoltare instituțională. Și, în primul rând, pentru a afla de la noi dorința noastră fermă de a construi, repet, un institut, un pol de excelență aici, în Cluj. Este primul institut de cercetare, un parteneriat cu companii importante la nivel mondial, pe o viziune, în acest moment, 20.000 de studenți. Și sunt ferm convins că experiența dumneavoastră va influența foarte mult, în primul și în primul rând, Cluj. Cluj va deveni un hub al inteligenței artificiale.